Cum este cu asigurările juridice în Germania? La ce trebuie să aveți grijă, ce trebuie să faceți și să fiți atenți? Am să vă spun imediat. Bună, dragi prieteni! Sunt Erich Mocanu de la organizația EBS și astăzi este marți. Teoretic ar fi trebuit să intru sau să pun pe canal filmulețul de la emisiunea #180 Erich Mocanu, dar pentru că, din păcate, nu au mai venit întrebări cu mențiunea de #180 Erich Mocanu, nu am mai avut întrebări ce să le pun în căciulița aceea unde îmi pun toate lozurile, toate întrebările și le încerc să trag în timpul de 3 minute pentru a răspunde la ele. Pentru că n-am mai avut întrebări cu tema #180 Erich Mocanu, am zis nu-l fac în seara asta. Dar pentru asta am hotărât să fac acest filmuleț, ce este Reschutzversicherung, pentru ce este, la ce să aveți grijă, unde să fiți atenți. Și acest filmuleț m-am hotărât să-l fac, dacă tot n-am avut pe celălalt, pentru că tot în ziua de azi, de dimineață, am fost acuzat de o persoană, de un român, că cică el ar fi mușcat-o, o ascultat de mine ce spun eu în filmulețele, în restul de filmulețe unde vă spun faceți-vă o asigurare juridică că este bună, el a făcut și cică s-au lăsat păcălit și de mine, cât și de, așa spus, necunoscutul vânzător sau cine o fi fost, cine i-a făcut această asigurare, pentru că s-a trezit că el are un Selbstbeteiligung, o sumă, o cotizație personală de plătit la fiecare caz când are o problemă. Eu găsiți probabil această acuzare, o găsiți și jos la comentarii la filmul de ieri sau de alaltă ieri, puteți să-l și vedeți acolo, eu l-am și întrebat că l-am pus eu să-și facă o asigurare, l-am consiliat eu la vânzarea asigurării, cum a ajuns el să mă acuze pe mine, pentru că nu știu și eu dacă vă spun, oameni buni, cumpărați-vă avion că ajungeți repede în România cu avionul și mă acuzați că nu v-am spus paralel că vă trebuie și un carnet de pilot. Deci absurdă chestie, dar ideea a fost foarte bună. Ideea a fost foarte bună pentru că, iată-te, acest filmuleț, ce este Reschutzversicherung și la ce trebuie să aveți grijă, pot să-l fac și să vă explic. Și hai să începem cu explicația Reschutzversicherung. Reschutzversicherung este o asigurare care este și în Germania și în Austria, nu cunosc să fie și în alte țări, nu știu, nu mă bag. Știu că în Germania și în Austria există Reschutzversicherung. Acest Reschutzversicherung este o asigurare proprie care ne o facem noi privat, plătim noi din buzunarul nostru, pentru a ne asigura că, Doamne ferește, se întâmplă ceva și avem nevoie de avocat sau ajungem în instanță, această asigurare preia costurile. În mare parte, ajungem imediat și acolo. Deci, pentru asta este această asigurare. Este o asigurare de consiliere juridică și plata costurilor în instanță. Asta înseamnă asigurarea Reschutzversicherung. Acum, majoritatea dintre voi puteți să căutați prin internet la Google, de exemplu, Versicherungsvergleich. Versicherungsvergleich sunt o grămadă de platforme care îți dai, de exemplu, în cazul Reschutzversicherung, îți dai acolo codul poștal, vârsta, data de naștere și după aia te întreabă unele puncte. Și după ce ți-ai dat datele care ei ți le cer acolo, îți apare o platformă întreagă cu tot felul de asigurări și ce tarife au ei. Avem în Germania, așa cum am spus și în alte firme anul trecut, avem peste 600 de firme de asigurări în Germania, la ora actuală. Am avut peste 900 de firme, acum vreo 40 de ani, dar s-au cumpărat între ele, altele s-au închis, s-au ajuns la peste 600 de firme care le avem. Pe aceste platforme de Versicherungsvergleich, acolo vă informează toată majoritatea asigurărilor la ce preț au ele tarifurile lunar, trimestrial, jumătate de an sau pe an. Acum, dragi prieteni, să trecem de la asta direct la asigurare. Asigurarea Reschutzversicherung. Când intrați acolo pe portalurile alea, indiferent unde sunteți, sau mergeți, de exemplu, la o asigurare direct pe pagină și căutați Reschutzversicherung, acolo vă apare prima întrebare, codul poștal și data de naștere a dumneavoastră. Pe lângă asta, vă întreabă încă 4 puncte foarte importante. Este, doriți să vă asigurați pe dumneavoastră singur, asta este single,
doriți să asigurați reșuți pe dumneavoastră și copiii dumneavoastră, aia înseamnă single mid-tarif sau aligned mid-kinder. Varianta a treia, există doriți să asigurați pe dumneavoastră și soția fără copii, există par onekind. Sau există și varianta a patra, ganță familie, unde este dumneavoastră, soția sau soțul și copiii. Există a patra variantă. După ce treceți de aceste întrebări și ați bifat ce doriți dumneavoastră, ajungeți iară la un lucru foarte important. Și este important din ce cauză că vă întreabă pe ce domeniu doriți să vă asigurați juridic, pe ce domeniu doriți să fiți asigurați dacă cineva vă atacă pe dumneavoastră. Și aici iar asigurarea împarte în 5 pachete, în 5 puncte, care prima și cea mai principală este privatul. Privatul este în combinație cu toate, privatul e totdeauna, vă asigură juridic în caz că aveți o problemă, eu știu, ați cumpărat un lucru, cei de la garanție nu vrea să vă dea, să vă repare sau să vă schimbe produsul, atunci mergeți la advocat, vă ajută. Sau, eu mai știu ce îi, te acuză cineva că i-ai spart un bibelou sau eu știu. Astea sunt lucrurile private. Atenție, vreau ca să menționez aici că eu intru în explicație să vă explic la ce să aveți grijă și cam cum funcționează să vă alegeți așa un produs, un reșuț făzihă, o asigurare de consiliere juridică și judecată. Eu nu fac consilierea în vânzarea asigurărilor. Atenție! Asta au dreptul să o facă pe teritoriul Germaniei doar cetățeni ce sunt atestați, au o licență de vânzători de asigurări. Atenție! Facebook-ul este plin de consilieri de integrare, consilieri de eu mai știu ce. Asta, ei trebuie să aibă o licență. În descriere, jos, în descrierea videoului, o să pun un link în care puteți să intrați pe platforma aceea și acolo puteți să dați numele persoanei care vrea să vă vândă o asigurare. Și dacă acolo îl găsiți pe persoana aia, în lista aia, atunci știți că este un vânzător de asigurări legal. Legal, cu licență, cu aprobări. Nu este în platforma aia. Înseamnă că este un fake, unul care vinde și el niște asigurări pentru provizion, dar nu legal, este ilegal. Tot ce se întâmplă, că nu vă plătește asigurarea, că plătiți 20 de ani de zile și după aia vă dați seama, stai că am plătit pe degeaba, că nu e bună asigurarea sau nu știu ce, nu puteți să-l trageți la răspundere pentru că acel hoț, acea persoană care vă păcăli și vă vândut asigurarea, din cauza că nu este licențat și aprobat, este un excroc. Pe germană, un betrüger. Da? Hai să trecem înapoi. Deci după ce treceți de personal, familie, copii cu ăsta, treceți la categoria pentru ce doriți să vă asigurați dumneavoastră. Cum am spus, privat este întotdeauna standardul. Poți, de exemplu, să-ți iei, există asigurări care oferă numai fărcher. Fărcher care există, asigură consilierea juridică și în judecată, în domeniul circulației, vă ia la roșu, blițul, de exemplu, sau vă vede polițistul că se cupă roșu, vă ia de viteză, aveți probleme cu carnetul. Toate astea ce intră cu circulația, intră la fărcher reșuț. Fărcher reșuț este iară singurul care puteți să luați doar pe el singur. În rest, mai vine beruful, asta este asigurarea juridică pentru meserie în dreptul muncii. Tot ce se întâmplă în dreptul muncii, ore neplătite, salar neplătit, tot ce există în dreptul muncii, toate intră aici la beruf. Puteți alege și beruf, atunci vine și privatul, automatic. În plus, mai vin încă două, care alea nu sunt totdeauna chiar interesante, cu toate că sunt și alea bune, este Wohnen. Wohnen este când ești un chiriaș, ai închiriat un apartament și ai probleme cu proprietarul. Atunci Rechtsschutzversicherung pentru Wohnen îți preia costurile astea. Mai există în plus și Vermietung, există și partea când ești tu proprietar și dai apartamentul în chirie, atunci și acolo ești asigurat. Deci alea două sunt, după cum vedeți, și imprimate mai deschis, pentru că nu sunt chiar pentru cele importante asigurări. Dar asigurarea de privat, fărcher și beruf
sunt foarte, foarte importante. Mai ales când e vorba și de fărchier, când e vorba de condus de circulație. Acum, după ce ați trecut și de cum, pe cine vreți să asigurați, ați ajuns la ce asigurare doriți să aveți, întreceți la următoarea întrebare foarte, foarte importantă. Cum doriți să vă asigurați? La tariful maxim sau la tariful minim sau la cu o cotizație personală? Și această cotizație personală se numește, dragi prieteni, hai să întorc aici, care este foarte important și taman exact aici vroiam ca să ajung, ca să vă informez, pentru că pentru asta am fost eu astăzi acuzat, pentru că aici s-a păcălit acest cetățean, nu știu nici eu, este vorba de Selbstbeteiligung. Selbstbeteiligung. Această porțiune este partea noastră care trebuie să o plătim la fiecare caz când cerem ajutor unui avocat în final. Pentru că la avocat plătim acest Selbstbeteiligung. Ce înseamnă asta? Hai să zicem că ați ales pe cine doriți să asigurați. Da? Ați ales în ce direcție vreți să mergeți, ce doriți să asigurați. A privat, fărchier, beruf, să spunem. Acum vă întreabă, după ce ați ales, și vă întreabă, doriți cu Selbstbeteiligung, este că ei spun, asigurarea asta pentru aceste persoane costă anual, pun aici, costă anual, să zicem, 500 de euro. Atâta ar costa această asigurare, 500 de euro. Dacă dumneavoastră depuneți și spuneți aici, eu vreau pe asta, eu vreau asigurarea asta cu 500 de euro, atunci, în momentul ăsta, dumneavoastră aici, o să trebuiască să plătiți către avocat, pe fiecare caz, poate să spună ei, să zicem 300 de euro partea dumneavoastră. Deci asta este partea dumneavoastră la cotizația de 300 de euro, partea dumneavoastră de a plăti. Dacă dumneavoastră în momentul ăsta spuneți, domne, mie mi-e cam scump 300 de euro să dau eu aici, eu vreau să dau doar 150 de euro, de exemplu. Vreau să dau doar partea mea 150, că cu 150 mă descurc, cum mai găsesc eu dacă se întâmplă ceva. Atunci vine asigurarea și spune, stop, pentru la 150 nu-i mai 500 de euro asigurarea, ci 510 euro. Așa spun ei atunci. Deci dacă ați spus la asigurare, la pachetul și la familie, vreți asigurarea asta doar cu un Selbstbeteiligung de 150 de euro, atunci vă costă 510. Sunteți șmecher, cum sunt eu, de exemplu, unde zic, doamne, eu dacă tot mă asigur și dau un ban, eu nu vreau să plătesc nimic la caz, când apare un caz, eu vreau ca să am o cotizație de 0 euro. Dacă tot plătesc, mai bine dau un leu în plus și nu vreau să plătesc la caz nimic. Atunci vine asigurarea și spune, bine, noi îți oferim și această asigurare cu 0 Selbstbeteiligung, cu 0 partea privată, partea ta, dar pentru asta asigurarea te costă 550 de euro. Deci, atenție, aici este foarte important. Vreau să spun, eu am făcut acum numai un exemplu ca să vedeți care este procedura, cum funcționează ei. Dar aici diferențele cu Selbstbeteiligung, cum este 0, 150, 300, poate să diferă. Există asigurări care spun 100 de euro Selbstbeteiligung. Există asigurări care se duce până la 500 de euro Selbstbeteiligung pentru fiecare caz. Acolo, dragi prieteni, trebuie să aveți grijă care este Selbstbeteiligung. Cum v-am spus, eu totdeauna aleg acest Selbstbeteiligung de 0 euro, pentru că este important, nu mă mai chinu eu la sfârșitul sau la caz să mai dau eu ceva bani din buzunar. Este o chestie foarte bună și foarte simplă.
Deci, aici este riscul în mare când faceți o asigurare juridică. Este riscul de, care și pe băiatul acela ce m-a acuzat pe mine, s-a păcălit că nu știu că el are un zeps pe tarif de 150 de euro. Asta este. Ce înseamnă când te duci să te consiliezi, să-ți cumperi un produs și nu te lași consiliat așa cum trebuie. Asta se întâmplă. Totuși nu înțeleg până la urmă de ce m-a acuzat pe mine. Pentru că eu m-am uitat și pe toate firmele, peste 200 care le-am eu făcute până acum aici pe canalul de YouTube, dacă eu am vorbit vreodată despre această asigurare și n-am vorbit niciodată despre ea. Deci de ce mă acuză pe mine chiar nu știu, dar egal. Important este că mi-a dat o idee bună, ia că-te aici filmulețul și aici găsiți riscul care există să vă dați seama mai târziu că n-ați știut că aveți acest zeps pe Tailigung. Încă o chestie, dragi prieteni, orice ce asigurare care o faceți, în primele 14 zile sau aveți, de când vă vine polisul, documentele de la firma de asigurări, din momentul ăla mai aveți 14 zile timp să vă răzgândiți și să contestați această asigurare. Atenție mare! În plus, cum am spus, fiecare vânzător de asigurări în Germania este obligat să fie licențat de Bundesversicherungskammer, dacă nu mă înșel, am spus, pun jos în video la descriere acest link în care o să vă inform, o să puteți să intrați pe el și să vedeți dacă persoana care vrea să vă vândă o asigurare este trecută acolo. Este un portal pentru toată Germania dat de legiuitor. Lipsește numele lui, înseamnă că este un papagal. Deci vă înșală, are de gând să vă înșele. Așa. Pe lângă asta, fiecare de vreo câțiva ani, 4 ani, dacă nu mă înșel, există fiecare vânzător de asigurări, pe lângă vânzarea care o face, dacă ajungeți să-i semnați, să-i dați semnătură la vânzarea produsului, la cumpărarea produsului, atunci el, pe lângă asta, îi obligat să vă ofere și încă un formular, care trebuie să-l semnați, se numește Beratungsschein sau așa ceva. Ăla este încă un formular care atestă că a oferit o consiliere. Citiți-l și pe ăla și dacă nu, cel mai bine ar fi să-i cereți o copie de la el. Să nu-l semnați doar pe a lui, ci să-i cereți și o copie pentru dumneavoastră. Pentru că după aia, după ce pleacă el, puteți să vă gândiți, aha, asta și asta și asta am făcut, mă, asta nu mi-a zis, asta nu știu ce. Și atunci, rapid de tot, puteți acționa. Și apropo, rapid de tot, când v-ați dat seama că ați dat o semnătură și după ce a plecat vânzătorul ăla sau a terminat treaba, v-ați dat seama, ceva nu e în regulă. Consultați de urgență un avocat. Un avocat din Versicherungsrecht. Pentru că el poate să vă spună dacă aveți o șansă să mai ieșiți din contractul ăla, nu aveți o șansă, când aveți șansa aia și indiferent ce este. Este important pentru că totdeauna când ai semnat ceva, mai ai încă șanse să faci ceva. Dar nu după jumătate de an și nu după o lună. Atunci, în săptămâna aceea. Cel târziu, în a doua săptămână. Dragi prieteni, acestea au fost filmulețul din această seară. Dacă v-a plăcut, dați un like în sus. Dacă nu, ăla în jos. Abonați canalul ca să fiți primii informați când apar noi filmulețe și distribuiți-l dacă doriți, că nu se știe când unul sau altul mai vrea să vadă câte o informație bună. Aștept jos la comentarii părerea voastră și poate întrebările voastre, chiar și cel cu hashtag 180 Erich Mocanu pentru marțea viitoare să pot să fac emisiunea. Eu vă mulțumesc, o seară faină, ne vedem mâine în live, mâine miercuri, în live aici pe canalul de YouTube Erich Mocanu. Ciao!